Din toamnă vom da mai mult pe lapte, brânză, smântână și iaurt. Energia electrică mai scumpă umflă facturile, spun producătorii, și automat și prețurile la raft. Nu doar scumpirea curentului ne arde portofelele, ci și căldura. Speriați de producția tot mai mică de lapte, fermierii au instalat pentru vaci sisteme de răcire mai ceva ca în restaurantele de lux. Este un sistem mai vechi de ventilație. Circularea aerului se face dintr-o parte în cealaltă a grajdului. Ce temperatura aerului se menține? Aici cred că undeva la 25-28 de grade. Ventilatoare stropitoare de apă și aparate cu aer rece mențin o temperatură numai bună pentru animale, atât cât să nu simtă prea mult căldura din zilele de vară. La peste 30 de grade, producția de lapte scade și cu 20%. Discutăm de o producție medie de 36 de litri în condițiile de primăvară. Acum, nu după foarte mult timp de caniculă, suntem la 34 de litri și eu cred că totuși cel puțin un litru vom mai scădea. Se știe că de la 25 de grade în sus, vaca de lapte, și aici mă refer la Holstein, la regina vacii de lapte, își diminuează potențialul de producție prin faptul că își diminuează capacitatea de ingesta. Domnul Nicușor din județul Ialomița a investit peste 5 milioane de euro în fermă. Spune că zilele de vară s-au simțit în facturile la energie, iar costurile se vor resimți mai ales în buzunarul consumatorului român. Costurile cu energia sunt ridicate și în același timp costurile investiționale, pentru că toate aceste ventilatoare, toate aceste sisteme de spreiere înseamnă bani care trebuie să-i recuperăm din producția de lapte. De la poarta fermei, litrul de lapte va pleca mai scump. Anul trecut, un litru la fermă costa 90 de bani. În prezent, costă 1 leu și 30 de bani. De aici, toate produsele lactate vor fi mai scumpe. Untul bloc anul trecut pe vremea asta era undeva la 2,7 euro. Luna iunie a avut apogee în istoricul internațional. A ajuns la 5-9 pe bursele din Europa, chiar 6. Scumpiri la raft se vor vedea de la începutul toamnei, spun producătorii.